Cum vezi meciul din seara asta? Ce e important este? Foarte important pentru noi. 2-1 pentru noi. Seara asta îi batem. Știgăm 100% după meciul de data trecută, trebuie să ne luăm revanșa. 100%. O victorie, să se spele rușinea de la Constanța. Eu am de să învingem. Ca de obicei, suntem optimiști. Sunteți supărat de etapa trecută? Nu știu, nu avem cum să fim supărați. Poate Rapid astăzi să spele rușinea de etapa trecută cu Sepsic? Nu avem cu rușine. Rapid poate să învingă. Nu e vorba de spălat rușinea, noi rapidiști știm ce înseamnă să pierdem. Avem demnitate și onoare și venim de fiecare dată cu gândul la victorie. O veșnicie înainte, ce contează un meci? Na. Reușește Rapid să spele rușinea etapa asta cu Sepsic, da? Sperăm, victorie și cu asta voastră. Ștefănescu pe stângul, de la poartă, de la poartă și avem un șut bun. Ștefănescu, Junior Moraes, Ștefănescu, e pe lângă, e lovitură de la colț. Acolo este Ioniță, să-l vedem pe Fușo, scoate la Pănoiu, șutul lui Pănoiu, ăsta da șut. Cum mi s-a părut meciul seara asta? Pământ de flori. Merita vreuna din cele două echipe să câștige? Nu, e un rezultat echitabil. Dacă ar fi să schimbați ceva la Rapid, ce ați schimbat? Toată echipa. Galeria de nota 20. Echipa? Super și echipa. Și antrenorul? Foarte prost. Foarte prost. Foarte slab. Am jucat foarte slab. Foarte slab. Nu adică merita niciuna dintre echipe să câștige? Nu, după aspectul jocului nu. Cei de la Sepsis sunt mult mai concentrați pe Cupa României. Ei au un obiectiv. Noi nu avem nimic. Absolut nimic. După 7-2 cu Farul, vii acasă în Giulești, stadionul extra full, aproape, da? Și joci așa, nu avem. Nu avem echipă, nu avem jucători, nu avem putere, nu avem. Atractiv, destul de plăcut, foarte relaxant. De fapt, asta am și căutat să vin, să mă relaxez. Să... Rapidul, da. Asta ca să fiu subiectiv. Am sperat să câștige Rapidul. Ne-am dorit cu toții, am avut un stadion plin, dar așa a fost să fie în seara asta. Cum crezi că o să fie meciul din seara aceasta, Universitatea Craiova cu Farul? Foarte greu, foarte greu. Ținem cont că e echipa de pe locul întâi, dar sperăm că avem echipă bună și bună pe atac. Vreau să văd un spectacol sportiv frumos din partea ambelor echipe. Am un respect pentru sportivii care își rup rămânii pentru să dea un spectacol frumos. Riscați și un scor astăzi? 4-2 pentru Constanța Marcoviș, 2 goluri, că sunt corepean și prieten al lui. Cred că o să fie un meci foarte frumos. Sperăm să câștigăm. Ei cred că și-au terminat rezerva de goluri cu Rapidul. Acum o să ia de la noi. Vom lua locul 3 și vom merge într-o cupă europeană. Locul care îl ocupăm acum este un loc nemeritat. Meritam în locul lui Constanța, dar neșansa a făcut ca să fim aici. Alibec, Alibec trece frumos, continuă Alibec. Alibec construiește o fază din nimic și Mateus marchează primul gol al lui. Ivan marchează. Se ține până acum de promisiune, de 100 de ori a spus. A fost frumos până la urmă, Craiova merita să bată, a avut mai multe ocazii. Din păcate n-am vrut să intre mingea în poartă, adică a fost câteva ocazii uriașe, bara aceea a fost incredibilă cu toate ratele de lângă ea, de pe lângă ea. Totuși, au jucat foarte mult timp în efectiv complet Craiova și cu cei de la Farul. Da, cu atât mai mult trebuia să bată astăzi, dar asta e situația, că nu vrea să intre mingea în poartă. Bine că a intrat din 11 metri de data asta. A fost același minut ca la FCSB, dar Ivan de data asta și același a executat, data asta a dat cum trebuie, data asta a dat bine, cum a fi trebuit să dea și atunci. Asta e! Cred că e egal. Ce a făcut și Farul, ce a făcut, e egal ăsta. Doamne ajută să bată FCSB-ul, dar nu cred. Puțin cam greu, ținând cont că și CFR-ul o să lupte, dar sperăm să câștigăm. Poate să fani în tribună. Stadion nici n-ai cum să. Câștigăm 100% luăm campionatul după 8 ani. Forța Gigi Becali. Vă pup, doamne. Ce scor crezi că va fi? 2-0. 3-1 pentru Steaua. Credeți că este o șansă pentru FCSB să câștige anul ăsta după meciul ăsta? Cu siguranță, dacă câștigă meciul ăsta, următorul meci câștigă la Farul și campionatul este ca și asigurat, chiar dacă jucăm în ultima etapă cu Rapid. 3-1 de Steaua.
Credeți că mai are șanse la primul loc? Păi, rupem în două. Ce mai mare șansă are? A fost egal ăștia, trebuie să-i batem. Ce mai? Gata, m-am zis! Îi rupem în două! Coman sprintează, Florinel Coman, singur! Coman, Coman trece de adversar, Coman! Florinel Coman! Distrându-se cu apărarea clujenilor! Cum ți s-a părut jocul din seara asta? Foarte strâns. Foarte strâns, emoții mari, dar bine că a avut. Ce părere aveți de Florinel Coman? E în formă, în formă maximă. Steaua forță, îi bate și pe Faru. Forță, forță! Și luăm și campionatul. Ce părere aveți forța de Florinel Coman? Foarte, bravo. O forță mare pentru Steaua. Foarte bun și să meargă tot așa, câștigă campionatul tot cu el. Cel mai mulțumit, să vină titlul cu numărul 27. Coman la cel mai bun nivel. Cred că el face tot meciul în ziua de azi. Mulțumim echipei că a dat totul pe teren, mai ales du Florinel. Cum vedeți meciul de astăzi? Victorie pentru Voluntari. Credeți că au șanse să se califice pe un loc de baraj pentru conferență? Cred că da. Victorie! Botoșani am bătut acasă la Botoșani. Unde ce echipe a întâlnit Botoșani? Să joace cu Voluntariul dacă sunt capabili. Are șanse să prindă un loc de baraj pentru conferență? Un sălu pentru conferență, pentru asta luptăm. Păi atâta timp cât avem condiții, alo! Cât avem condiții din partea Consiliului Local și domnului primar Pandele, ce le lipsește? Un meci care Voluntariul domină, îl câștigă fără nicio problemă. Trebuie să-i batem pe dragii noștri frați moldoveni. Avem posibilitatea de a merge la baraj pentru cupele europene. Fără nicio miză, așa mă gândesc. Pentru fiecare. De fapt, Voluntarii un pic angrenată cu retrogradarea, dar... Sperăm să câștigăm. Nu va fi ușor, că Botoșani au o echipă bună, dar sperăm să ne apropiem acolo de primul loc, să jucăm barajul de UEFA. Un meci fără nicio miză, după părerea mea, sper să fie meci spectaculos, multe goluri. Pune mingea jos, foarte bună pasă către Sigur Ionson, care driblează, se întoarce. Gol! Voluntari deschide scorul fix la jumătatea primei reprize. Oh, ce greșeală, ce greșeală face Ducan aici și până la urmă este 2-0. Un meci, pot să spun, de vacanță pentru noi, fiindcă ne-am atins obiectivul și a fost demonstrat, am demonstrat faptul că acum băieții trebuie să meargă în continuare pe linia lor, să câștige meciul. Meciul Petrolului cu Sibiu sperăm să câștigăm ca să terminăm pe primul loc. Trebuie să batem și îmi pare rău că nu ne-a dat aprobare ca să jucăm și în conferență. Definiția suportului este că suportăm și victorie și înfrângeri, suntem acolo tot timpul, da. Și cam asta, mi-au și soția și vin la un spectacol, practic. Nu era aici, centralului din Cernica. Sau de flerul lui Ionuț Coza. Paraschiv și gol! Hermannstadt deschide scorul după o oră de joc. Un meci anost. Foarte, foarte anost. S-a simțit lipsa lui Defoe? Foarte mult. 70% din forța atacului nostru stă în Budescu, să fim serioși. Sperăm ca de la afară să se schimbe un pic lucrurile. În bine. Sunt noi oricum, într-un fel sau altul, suntem mulțumiți. Trebuie să fim recunoscători. Un meci slab, care arbitru a stricat cam tot meciul. Au fost a doua repriză, au fost câteva ocazii, dar una peste alta, un meci slab. Un meci la sfârșit de campionat, practic, factură modestă. Ambele echipe au încercat să dea cât mai au mai putut din ce au acumulat până acum, nu mai era nimic în joc care să-i motiveze. Sunteți pregătiți de sărbătoare? Dacă Ucluj scoate un rezultat pozitiv astăzi, se salvează de la retrogradare. Sunteți de sărbătoare în orice caz. Vrem victorie. Câștigăm și cupa. Un scor astăzi? Orice ne-ar prinde bine victoria, așa e. Am fi cu gândul apoi numai la cupă. 3 puncte și am rezolvat. Ce scor credeți că va fi? 2-1. Întotdeauna au fost surprize. Sperăm. Haide U. Să bine Tian pentru Tescan, mai departe Romaclă, gol!
Crăciun din prima, de la marginea careului, minutul 35. Maclă scoate pentru un șut și este gol! 2-0! Înscrie Nistor! Foarte fericit și sper să câștige și următorul meci și să aducă cupa. Domnul Sabău își arată valoarea de ce a făcut pentru fotbalul românesc și pentru țara asta. Deci vreau să-i transmit multe felicitări și succes în continuare. Dacă ar lupta băieții în fiecare meci așa, ar fi ideal. S-au luptat. Asta vrem noi ca spectatori, să vezi că au un spirit de luptă și 90 de minute să lupte pe teren. Mergem la Sibiu să câștigăm o cupă. Cum crezi că va fi meciul azi? Cred că puțin mai slab ca celelalte. Ei o să încerce să ajute, cred că, pe FC Argeș, dar nu o să reușească, o să meargă amândouă de mână. După părerea mea, un meci pentru echipa gazdă fără miză. Având în vedere că e ultima clasată, nu cred că avem șansă mari de victorie. Păi eu cred că dacă nu are pentru ce să tragă, știu, noi mioveni suntem o echipă care mai așa, sper să fie de la egal la egal, da. Măcar pentru FC Argeș, dacă nu. Șansele sunt minime, dar ar fi bine să mioveni să joace cu sufletul, că poate ține un egal. Repriză secundă pentru CS Mioveni. Este gol! Ce greșeală comite Valentin Sima! Virgiliu Postolachi, impresia mea în dinamica fazei este că pleacă din poziție în afara jocului. Este gol marcat de UTA în minutul 90+2. A fost un meci echilibrat. Prima repriză Mioveni a fost de bun augur, dar după aceea experiența și valoarea echipei arădene și a spus cu hotul și venim cu hotul. Deci au fost mai buni. Mioveni rămâne din păcate să mergem la anul și să ne creăm o nouă echipă. Frumos, dar ne pare rău că ne-a bătut Mioveniu. Foarte bun pentru Mioveni. Și păcat că au ratat faza aceea, că în altele era scol. La urmă, scorul meritat? Sincer? Nu cred. Nu e ăsta scorul care trebuia să fie. Cum crezi că o să fie meciul de azi cu FC Argeș? E un meci greu, că și Argeșul trag tare ca să măcar să apuce la baraj, să nu cadă direct în Liga a doua. Să sperăm că ieșim învingători. Dacă trecem de voluntari, sperăm că și cu cea din play-off, după locul 3 sau 4 care se juca, să îi învingem. Vreau să avem o surpriză plăcută și să câștigăm. Craiova e obligată să câștige ultimele două meciuri, să prindă barajul, să stea liniștită. Ultima șansa noastră ca olteni, ca suporteri adevărați, asta e, să câștigăm astăzi, să mergem mai departe. Va fi un meci foarte interesant, va fi o luptă aplică, fiecare echipă are obiectivul ei, noi mai aproape de al nostru, ei mai încă mai trag speranță să evite retrogradarea directă. Cine v-ați dori să înscrie? Nu-mi doresc oricine, da? Inclusiv Popa din poartă. Nu-mi doresc oricine, da? Inclusiv Popa din poartă. Chițu, bară gol! Golul 10 pentru Chițu! Foarte bucuros și mai ales de scorul care s-a terminat. Bucurie maximă. FCU joacă acel meci de baraj cu voluntari. Cum credeți că o să fie meciul? Va fi un meci foarte greu, ținând cont că voluntarii au o echipă mult mai mare. Adică mă gândesc la, este mai masivă, mai jucător, mai ceva parcă mai valoros un pic. Un meci antrenant, un meci cu o miză deosebită pentru echipa adversă. Băieții craioveni și-au intrat în jocul lor obișnuit. Prezența lui Achim a dat multă siguranță liniei de fund. Cu ce echipă v-ați dori să joace FCU în acel baraj din Acum ce dă jocul elelor? Pauza, Mateus și probabil că, da, vine fluierul de final al acestei partide. Superliga vă este oferită de Superbet.